Salutare, prieteni! Astăzi vorbim despre televizoarele pe lămpi de pe timpul lui Ceaușescu. Cine își mai aduce aminte de lămpile PL500 sau de televizoarele Diamant, Azur, Cosmos, Cristal, Tonița, Adriatic Sport? În 1983 apărea primul televizor color, iar televizoarele românești erau exportate în 17 state. În 1977 ajungeau în SUA și în 1987 în Franța. În 1965, cine avea un televizor era considerat un om înstărit și poate unii își mai aduc aminte cum se duceau toți vecinii la cel care avea televizor. Televizorul era considerat un semn al bunăstării și vă prezint un clip acum din anii 60, mai exact din 65, în care un cooperativist era considerat înstărit pentru că avea primul televizor. Iată clipul. Înstărit, televizorul a ajuns și în casa colectivistului Chițu Ion din comuna Vinciurești, raionul Târgoviște. Și odată cu el, ca peste tot, sporesc prietenii și musafiri. Aglomerația este justificată. Ca urmare a creșterii numărului de abonați din mediul rural, postul de televiziune transmite cu regularitate emisiunea Ora Satelor. În programul de azi, Orchestra Ionel Budișteanu. Solistă Adriana Codreanu. Iar acum să vorbim despre istoria televizoarelor românești. România a început să producă televizoare pe platforma industrială Pipera, la fabrica Electronica, în 1961. 10 ani mai târziu, televizoarele românești erau exportate în Germania Federală. În 1977, exporturile plecau și spre Olanda și Statele Unite ale Americii, iar din 80, televizoarele românești de la Electronica ajungeau în Austria, Elveția și Marea Britanie. În prezent, din fabrica Electronica a rămas doar numele. Dintre cele aproximativ 50 de tipuri de televizoare câte a fabricat România din anii 61 până în 90, 26 se găsesc la Muzeul Politehnicii, aflat pe strada Gheorghe Polizu, numărul 17. La aproximativ 10 ani după apariția televizorului, accesibil populației la nivel mondial, România începe și ea să fabrice primul aparat de tip VS-43611, alb-negru, sub licență franceză. Pentru că avea carcasă metalică, primul televizor produs în România își curenta telespectatorii care puneau mâna pe el, de aceea s-a trecut repede la fabricarea acestor aparate în carcase din lemn. Fabrica Electronica a produs 14.800 de astfel de televizoare. Între timp, în România au apărut și televizoare de import, cum era Strasfurt, de exemplu fabricat în Germania. În 1962 apare televizorul Azur, iar un an mai târziu se fabrică la Electronica televizoarele Național, Cosmos 1 și Cristal. Au urmat televizoarele Tonița, Lucian, Grigorescu, ca să rezoneze cu noțiunea de imagine. De remarcat este faptul că între 1961 și 1965 România a produs 281.852 de televizoare în 25 de sortimente. În 1969 apare primul televizor românesc Miraj, care ia drumul exportului occidental, RFG, adică Republica Federală Germania. În 1971 țara noastră începe să exporte televizorul Adriatic în Albania. De un mare succes s-au bucurat televizoarele sport, care au luat drumul Iordaniei, Libanului, Senegalului, Greciei și Marocului. În 1977,
apare aparatul sport îmbunătățit, care este cerut în Republica Federală Germania, Olanda, Iugoslavia și Statele Unite. Începând cu 1980, exporturile de televizoare de la fabrica Electronica se extind și în Austria, Israel, Elveția, Polonia, Anglia și Cehoslovacia. În 1983, România începe să producă televizoarele color Technocolor cu diagonala de 56 de centimetri, apoi în 1986 Cromatic cu diagonala de 67 de centimetri. În 1987, țara noastră ajunge să exporte televizoare în Franța, țară de unde cumpărase prima licență în 1961. După 1990, fabrica Electronica decade treptat, încercările de privatizare fiind un eșec. În prezent nu mai există nimic din clădirile Electronica din Pipera. Prima transmisie de televiziune a avut loc în anul 1927, când inginerul scoțian John Logie Baird a transmis un semnal video la distanță de 705 km între Londra și Glasgow. Anul următor, el a făcut prima transmisie televizată transatlantic între Londra și New York. În 1929, Baird pune bazele primei companii de televiziune din Franța. În același an, vinde primul televizor la prețul de $12,000 în banii de astăzi. Pe 2 noiembrie 1936, BBC a început să transmită primul serviciu de televiziune public din lume.